Este ideea mea, e un sacou primit de la sora mea, cadou, sora mea care este make-up artist și este și ea în seara asta aici. Ceea ce nu am știut în schimb este că sora mea mi-a cumpărat acest sacou pe care îl are și ea și în seara asta s-a nimerit să venim amândouă îmbrăcate la fel, dar nu contează, e sora mea și o iubesc, mi-e drag de ea și atunci chiar m-am bucurat că suntem așa meci cumva, deși așa s-a nimerit. N-am figuri din astea că vai să te-am îmbrăcate la fel, ci din contră, ba chiar sora mea a făcut o glumă și a zis că suntem ca nemții aia care pleacă în, la petreceri din astea și ca să nu se piardă între ei își pun haine la fel, în cazul în care, Doamne ferește, nu se mai găsesc să ne putem zări. E mai mică sau mai mare sora? E mai mare cu 10 ani sora mea, da, da. Cum a fost relația în copilărie când te-ai făcut și tu mai mare așa, o părai când mai întârzia seara acasă? Noi ne-am împrietenit destul de târziu, pentru că ea când avea, nu știu, 15 ani, eu aveam 5 și nu prea aveam ce să discutăm. În schimb, când eu aveam deja 15-16 ani, ea 26 sau 25, atunci am început să ne împrietenim și a rămas așa, relația formată cam de pe atunci. Așa că eram deja o adolescentă când m-am împrietenit cu ea și am rămas prietene și acum. Relație frumoasă, nu, m-am mai și... altoia așa când era mică, fiindcă eu eram un copil mai obraznic și aveam gura mare, dar acum nu e, nu mai e cazul, nu, ne înțelegem foarte bine. Da. Să mă întorc la Te cunosc de undeva, al câtelea sezon este pentru tine? Pentru mine este al doilea sezon și mă întreb și acum de ce m-am băgat în el, nu, glumesc. Când ai timp să te pregătești pentru show-ul Transformărilor? Pentru că tu ai și teatru, ai și matinalul. Eu am renunțat la alte lucruri. Momentan mă ocup doar de Te cunosc și de Neața, unde eu sunt doar duminica. Iar la teatru nu repet momentan nimic, sunt doar mă duc și joc. Deci nu pot să spun că am un program chiar atât de încărcat. Nu am turnee momentan, că nu pot pleca din cauza filmărilor. Ce ai renunțat, la ce ai renunțat? Să iei spectacole noi? Am renunțat să iau spectacole noi și nu mă mai bag în foarte multe lucruri deodată, fiindcă mi-am dat seama că ajungi la epuizare și asta nu e cea mai bună variantă, fiindcă nu mai livrezi nimic și nu are niciun sens.